Cu mințenia pământului, lucrarea lui Constantin Brâncuș va putea rămâne în țară, numai dacă se vor face donații în valoare de 6 milioane de euro până pe 30 septembrie. În acest sens, Ministerul Culturii a deschis conturile subscripției naționale pentru achiziția operei. În urma deciziei Guvernului României și a Ministerului Culturii, achiziția operei cu mințenia pământului se va face printr-un efort susținut al statului român și al cetățenilor, respectiv suma de 5 milioane de euro, va fi alocată de guvern și 6 milioane de euro vor fi colectate prin intermediul contribuțiilor voluntare ale persoanelor private și cele juridice. Cetățenii și persoanele juridice care vor face donații beneficiază de facilități fiscale, potrivit ordonanței de urgență num. 10, Ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu a inaugurat simbolic subscripția națională. Cumințenia Pământului, oferind prima donație. În acest scop a fost creată pagina cumințeniapământului.ro, unde sunt afișate conturile deschise pentru achiziția operei la mai multe bănci care au răspuns pozitiv la invitația de a sprijini subscripția și oferă o serie de facilități persoanelor care doresc să facă o donație. Dacă lucrarea va fi cumpărată de statul român, va fi cel mai probabil expusă în Muzeul Național de Artă, unde se mai află și alte lucrări semnate de Constantin din Brâncuș, celebra operă cu mințenia pământului, ultima pe care statul român o mai poate recupera, este expusă în prezent la Muzeul Național Cotroceni.